Bună, haide să vedem despre ce vor să-ți vorbească ghizii tăi spirituali astăzi. Despre ce vor să-ți vorbească ghizii tăi spirituali astăzi? Ce este important pentru tine să știi? Ce este important pentru tine să știi? Hope on the horizon. Speranță la orizont. O rază de speranță. Speri pentru un rezultat. Time to move on. Wow! A venit timpul să mergi mai departe. A venit timpul să mergi mai departe. Să tai niște legături. Energia ta este... Este pură energia ta, dar ai stat foarte mult timp, ești de mult timp în multă toxicitate și cumva îți afectează energia. Tu ai tot sperat în ceva. Ai sperat spre mai bine, ai sperat ca lucrurile să se îndrepte, ai sperat ca ceva ce-ți doreai să se întâmple. Da, cu trăsura ești în mișcare. Vrei să pleci, încerci să pleci, plănuiești să pleci, îți dorești, te îndrepți spre altceva, vrei să te îndrepți spre altceva, vrei să pleci de acolo de unde ești. Wow, cu putere vrei să pleci. Cumva ți-ai și recâștigat puterea sau vrei să-ți iei puterea înapoi dintr-o situație care pur și simplu ți-a murdărit energia. Tu ai o energie atât de pură, albă, strălucitoare, cu această speranță, cu steaua. Ești o persoană încrezătoare, ești o persoană, ai o energie vindecătoare, ai o energie caldă, blândă. Cineva te urmărește și reține comunicarea, nu vrea să-ți comunice ceva. Justiția în revers. Cineva care s-a purtat nedrept cu tine, care ți-a făcut o nedreptate, ar putea să fie cineva din poliție sau tu ai putea să lucrezi în poliție sau ceva, justiție, sistemul juridic. Sau acea persoană, sau o problemă legată de ceva juridic, ceva legal, nu s-a rezolvat pentru că cineva îți ține ascuns ceva, niște informații, dar te urmărește cu atenție. E cineva care are aripi la picioare, mereu zbura. Se evaporă, dispare și tu simți să depășești această, să ieși din această situație. Poate să fie vorba despre ceva de la locul de muncă sau despre o persoană cu care ai lucrat. Poate ați lucrat împreună, poate la un proiect, poate într-o echipă.
O persoană care poate ți-a promis multe lucruri sau măcar o dorință, o realizare, dar nu s-a realizat. O persoană care poate are multe vicii. Sau are tendința aceasta de a spre excese, de a face excese. Ce e important pentru tine să știi? Ce e important pentru tine să știi? 7 de bâte în revers. Te-ai luptat mult timp cu această situație, vezi? Te simțeai atacat sau atacată din mai multe direcții sau în multiple rânduri de o singură persoană, cum simți tu. Ar putea fi vorba de o singură persoană, ar putea fi vorba și de mai multe persoane, dar mai mult simt că e vorba de o persoană. Și tu ai sperat mult ca lucrurile să se îndrepte, ai sperat mult să obții ceea ce îți doreai. Ai sperat mult că și persoana își dorește același lucru. Că lucrează împreună cu tine. Că vă îndreptați împreună spre succes. Dar această persoană avea o energie, are o energie foarte toxică. Și cumva tu ai început să blochezi această energie, să te protejezi de această energie și sfatul ghizilor este să nu te mai opui, să nu te mai lupți cu această energie, nici măcar să nu te mai aperi de această energie, ci pur și simplu să mergi mai departe. Pur și simplu să îți continui drumul fără să te uiți în urmă, fără să mai aștepți rezultatul pe care l-ai tot sperat de atâta timp, ci uită-te înainte, privește înainte și în sus, cum ar veni, pentru că altceva mai bun este la orizont. Altceva mai bun chiar este la orizont. Nu, da, nu este ceea ce ai sperat tu, dar este altceva mai bun la orizont pentru tine. Acestea au fost mesajele. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Îmi doresc să vă fie ajutat. Și vă doresc tuturor numai bine!